din episodul anterior. Am văzut multe filme în care se scotea glonțul. Ține-ți pistolul acesta. Par mici, dar sunt niște bestii. Trebuia să-mi imaginez că nu o să faci față unor copii. Dacă vă face să vă simțiți mai bine, puteți veni în locul meu. Tu nu trebuie să intri în contact cu astfel de lucruri. Ce căutați aici? Vă rugăm mult, suntem urmăriți și trebuie să fugim. Sara Myers, e pacienta mea. Cum se simte? Care-i starea? Te scutesc de suferință. Un cerc de prieteni nu se face cu compasul. Sunt situații dificile la tot pasul. Ca să te ridici ei să fie tot acolo. Gata să-ți întind o mână să nu fii vreodată solo. Prieteni devin familie, familia primează. Loialitate, onestitate stau la bază. În orice ipostază, cu sau fără voie. Un prieten real se cunoaște la nevoie. Șase prieteni, șase inimi bat la fel. Șase prieteni, șase inimi de oțel. Șase prieteni legați într-un carusel. Reușească-n orice fel. Sunt momente grele. Noi trecem prin ele ușor, fără probleme. Dacă suntem uniți, viața ne dă teme. De ce să ne temem? N-avem bariere. Dacă suntem Măi, ce copii obraznici ne-a stâmpărați. Încă am dați de furcă voi șase. Masha, Sky, pe care dintre ei alegeți? Hei, tu, cred că ești o candidată foarte bună. Pari foarte nerăvașă. Vino încoace. Dacă lucrurile ar fi așa simple, dar vezi tu, ordinul e ordin, treci. Iată că a venit vremea răzbunării. Nu mai ești așa curajos acum, nu? Toate la timpul lor. În regulă atunci. Hai, voi urcați în mașină. Hai mai repede, că am pierdut destul timp cu voi. Hai, haide! Da, s-a rezolvat. Am recuperat marfa. Da, sunt toți. Da, da, mai ales ea. Lucrurile nu se vor sfârși aici. Indiferent unde ne duce, statea o să ne găsească. O, crede-mă că mă bazez pe asta. Domnule doctor, s-a trezit, doamna Myers s-a trezit. Thank you.
Sigur a fost pe aici. Se văd urme de cauciuc. Da, dar astea nu par a fi urme de mașină. Cred că sunt de la ceva mai mic. ATV-uri. Și urmele astea? Adolf. Adolf Hitler? Mai rău. Cred că a tot pe aici. Haideți să mergem. În sfârșit, era cazul să primești și eu o veste bună. Domnișoara Parker e în mâinile noastre. Tudor Parker, ai fi putut avea o carieră minunată dacă nu ai fi fost atât de corect. Dar vezi tu, am nevoie de sticulele înainte să ajungă pe mâini greșite și înainte să se descopere totul. Dar ce s-a întâmplat? Te rog, nu-i spune lui Nero! Ar fi în stare să-i omoare pe toți! Lorelai, ți-au făcut ceva? Lucrurile nu pot să rămână așa. Nenorociția trebuie să plătească pentru ce ți-au făcut. Eu cu Nero ne vom ocupa de asta. Nu o să ne creadă nimeni, Adolf! Nimeni nu o să ne creadă! Nu trebuie să cerem părerea nimănui. Uită-te la mine! Nimeni, nimeni nu se atinge de sora mea. Adolf, te rog, nu! Nu spune viața și cariera în pericol! Nu o să ne creadă nimeni! Trecutul e trecut. Și tot ce contează acum este prezentul. Însă în prezentul meu, Tudor Parker se joacă cu libertatea mea și cu a lui Adolf și n-am să-i permit. Poate că ar trebui să-i spun că am ceva prețios la schimb pentru sticul ăla. Da? Bună ziua! De ce ne-am oprit? Domnule Parker? Intrați în mașină. Pot să vă spun Tudor? Tudor, o să-i găsim. Suntem foarte aproape. Ala-i tot ce am. I-am promis mamei sale că nu o să-i se întâmple absolut nimic rău. Tudor, eu n-am copii. Dar să știi că îi simt pe aceștia ca și cum ar fi ai mei. Și nu mă las până nu-i aduc tefere acasă. Uite, dacă nu mă crezi... Nu știu eu prea multe despre arme, despre lupte și despre răpiri, dar știu un singur lucru, că eu pe copiii ăștia iubesc și o să fac orice ca să-i salvez. Eu am crescut fără tată. Ce n-aș fi dat să am și eu un tată așa ca tine, care își apără copilul. Mama săraca m-a crescut și ea cum a putut. Dar noi vom face imposibilul ca o echipă. Îi vom găsi pe răpitori și atunci eu voi ridica pistolul spre ei și voi spune: ascultă aici! Zece pentru impresie artistică.
Dar la capitolul curaj mai ai de lucrat. M-ai luat pe nepregătite. Hai să pornim. Sunt două posibilități. Fie au luat-o pe drumul ăsta și au ieșit în oraș, fie au făcut dreapta mai în față. Adolf! Acasă la Adolf. Hai! Ce s-a întâmplat? Am auzit un foc de armă. Poate ți s-a părut, o fi fost de la eșapament. Sunt bună în meseria mea și când îți spun că am auzit un foc de armă, înseamnă că așa a fost. Ok. Sky, tu rămâi aici. Pune-l pe băiat la mine în mașină. Dar șeful... Vom îmbâlbui cumva? Nu. Atunci pune-l pe băiat la mine în mașină. Rămâi aici, îmi dai un semn dacă îi vezi trecând. Adolf, vezi că îi pui viața în pericol. Știu. În viață trebuie să mai și pierzi câte ceva dacă vrei să câștigi, nu? Preferi să rămâi tu în locul lui? Atunci ne-am înțeles. Ne-am înțeles, da? Sky! Da, șef. Hai, Sky, la treabă! Urcă! Ai grijă de tine, da? Mhm. Ușurier, ușurier, aveți un atac de panică. Liniștiți-vă, liniștiți-vă. Tensiunea și pulsul? 10:12, pulsul 94. Foarte bine, doamna Myers, bine ați revenit printre noi. Cum vă simțiți? Mi-e sete. Mulțumesc. Vă simțiți mai bine? Un pic mai bine. Sunt la spital, nu-i așa? Aș vrea să vă spun că suntem la teatru, suntem niște actori costumați, dar din păcate suntem la spital. Dar vestea bună este că v-ați trezit, sunteți o luptătoare. Copilul? Din păcate n-am putut salva sarcina, fătul era prea mic ca să supraviețuiască. Înțeleg. Acum aveți nevoie de o odihnă ca să vă refaceți, sunteți pe mâini bune. Stați un pic, domnule doctor. De cât timp sunt aici? De 2 zile. Și în timpul acesta m-a căutat cineva? Da, un domn. Colegul dumneavoastră, Dan Norton. Și nu m-a căutat nimeni cu numele Nero? Nu găsesc pe nimeni cu numele acesta. Da, mai fost o doamnă, a spus că este prietena dumneavoastră, șefa dumneavoastră. Lorelai, prietena mea? Asta e ciudat. Vă recomand să vă odihniți acum. Știți cumva unde sunt obiectele mele personale? Aș avea nevoie să dau un telefon dacă se poate. Sigur, doamna asistentă, o să vă le aduc, dar vă recomand să vă odihniți. Da, mulțumesc. Aș vrea totuși telefonul. Doamna asistentă, să-i aduceți doamne ceea ce a cerut și să-i administrați un calmant să se odihnească. Domnule doctor, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că mi-ați salvat viața. Ne bucurăm că v-ați întors printre noi. Sunteți o norocoasă. Hai înăuntru! Hai și tu, mișcă! Mișcă! Mașa, leagă-i! Adolf, ești sigur că vrei să-i ții aici? Te expui prea tare, Tudor parcă știe unde stai. Da, sunt absolut sigur. Pune echipamentul pe ala. Adolf, e doar un copil. Și? Te-au apucat sentimentalismele? Nu, doar că eu cred că noi cu treaba asta mergem prea departe. Vom merge cât de departe e nevoie.
Bună ziua, cine sunteți dumneavoastră? Lorelai Clark? Inspector șef Lorelai Clark. Da. Cine sunteți și cum ați intrat aici? Asta e treaba mea cum am intrat. Eu sunt Nick. Nick și mai cum? Nick și atât. Nu te osteni, nu e nevoie. Am un mesaj pentru tine. Ce mesaj? De la cine? De la tatăl meu. De la tatăl tău? Cine e tatăl tău? Mesajul sună cam așa. Am încredere că vei face tot ce trebuie ca să mă pot întoarce. Tudor Parker trebuie eliminat. Și dacă te mai apropii de Sarah Myers, următoarea pe listă ești tu. Nero? Văd că ne-am înțeles. Știu exact cine ești, doamna inspector. Și se pare că legea nu este atât de dreaptă pe cât vreți să lăsați să se vadă. E cam strâmbă. Dar nu vă faceți griji. Mie nu-mi plac lucrurile nedrepte. Așa că secretul tău e în siguranță cu mine. Înțeleg. Păreți că am abătută. Nu. Doar că nu știam că Nero are un fiu. Da, m-am tăiat când aveam 2 ani. Dar nu sunt aici ca să devenim sensibili și nici să ne povestim viețile. Vreau doar să știi că sunt aici în locul tatălui meu. Sper că ați înțeles la ce mă refer. Da, am înțeles. Ei, și acum unde este acest Tudor Parker? Zed! Zed! Psst, Zed, mă auzi? Zed! E fete ce am aici. L-am știut când eram pe TV. Nici n-a simțit. Crezi că îl poți debloca? Domnișoara Hana! Domnișoara Hana, sunteți bine? Am primit un mesaj de la Zed. Dumnezeule, ce zice? Unde sunt? Sunt bine? Perla e bine? Zice că au fost răpiți! Dar sunt bine, sunt eferi toți. Mi-au dat niște nume. Haideți să mergem la poliție. Bine, hai să mergem. Dar nu te uiți pe unde mergi, intră așa în mine. Doamna director, mă iertați, credeam că e vreo tută din aia care nu știe pe unde merge. Dar acum că v-am văzut pe dumneavoastră, m-am liniștit. Unde vă grăbiți așa? Doamna Ian, dacă vă rog să vă dați din fața mea, trebuie să mergem urgent la poliție. De ce? Hana a primit un mesaj de la Zed. I-a dat niște informații. Trebuie să mergem la poliție. Copiii sunt bine, sunt teferi momentan. Vă rog, dați-vă din drum. Nu! Merg și eu. Trageți pe dreapta și haideți la mine în mașină. Asta-i treaba nu-i bună. Maică-tă și cu doamna Radu s-au întâlnit și merg la poliție. N-am înțeles exact de ce. Mai bine ar fi să pleci de acolo. Du-te acasă. Psst! Puștule, cum te cheamă? Pe mine? Ben.
Cât vrei pe bicicleta asta? Îmi pare rău, nu pot să o dau. Abia am primit-o. O împrumut doar, am mare nevoie de ea. Chiar nu pot. Am primit-o de ziua mea. Bine, îți dau 100 de lei. Ceri 200. Man, n-o dau că mă ceartă tata. Cadou tot pentru ziua ta. Și eu? Tu mai așteaptă vreo 2-3 ani. Te sun eu. Pot să o păstrez. De tot. Îți dau și viața. Hei, încă ceva. Poți să fac un selfie cu asta? Ei, hai că te linți. Rămâne pe data viitoare. Oricum ai deja un martor. Wow. Există și o dată viitoare? Norocosule. Dar nu crezi că e o mare? Bună. Sunt Nero. Sunt ocupat. Lăsați, vă rog, un mesaj. Nero. Nero, nu știu nimic de tine. Vreau să știi că sunt la spital, nu știu dacă ți-a zis cineva asta, dar... Îmi pare foarte rău, ar fi trebuit să spun din seara aia. Nu. Îmi pare rău, nu pot să spun așa. Am nevoie să spun în față. Dacă... Te rog, sună-mă când primești mesajul ăsta, da? Nu știu nimic de tine, te rog, sună-mă. Te iubesc. Tipic Dan. Chiar că vezi tu, îți faci nasul peste tot și nu vrei să-ți vezi treaba ta. Ce să-i faci? Să zicem că ai fost omul potrivit în locul nepotrivit. Dar uite, gândește-te că îți fac o favoare. Te scutesc de suferință. Dan? Dan, eu sunt Sara. Da, n-am murit, vorbesc cu tine. Dan, vino, te rog frumos, urgem la spital. Adun schimburi și vino la spital, scapă-mă de aici. Da, am nevoie să vii la spital acum. Uite! Nu mișcați! Nu mișcați că trag! Tinere, crede-mă! Nu vrei să faci asta! Am spus nu mișcați că trag! Tudor, eu cred că vorbește serios. Hai să discutăm civilizat. Uite, eu n-am pistol. Lasă și tu pistolul jos și hai să discutăm. Ți-am spus să nu te mai miști! Nu mai pui niciun pas! Nu cred că vrei să-mi faci rău. Hai să vorbim. Cine ești? Adolf are un mesaj pentru tine. Adolf? Da, Adolf. Dă-i sticul și ala nu o să pățească nimic. Dacă Adolf ar fi fost bărbat adevărat, nu ar fi trimis toți trepădușii să mă spere pe mine. Doar un copil. Era doar un copil. Ce-am făcut? Domnule profesor, adunați-vă! Ce-am făcut? Adela! Hai, lați acolo! Perla! Ce-am făcut? Vlad, adună-te! Ești în șoc. Trebuie să plecăm, omule, da? Nick, înțeleg că trebuie să facem echipă. Având în vedere că știi deja atât de multe, nu-mi rămâne decât să am încredere în tine. În definitiv, viața și libertatea tatălui tău sunt în joc. Chiar cred că nu o să faci nimic care să-l pună în pericol. Aș muri pentru el
și aș omorâ pentru el. Te cred în stare. Și eu la fel. Noi doi vom fi prieteni buni. Doamna inspector șef! Alo, alo, doamnelor, dar ce aici? Gata! Nu știu ce face echipa dumneavoastră de incompetenți, dar se pare că noi avem mult mai multe informații decât ei. Despre ce este vorba, că nu înțeleg? Aici este un inspectorat de poliție și nu piață. Bună ziua, doamna inspector șef. Ne iertați pentru lipsa de tact, dar e o chestiune despre viață și moarte. Avem niște informații importante despre copiii noștri. Hana, arată-te un mesaj. De la cine ați primit acest mesaj? De la fratele meu, Zed. Se află printre cei 6 copii răpiți. Vă rugăm să nu stați degeaba. Asta e o informație foarte importantă. Sigur e ceva ce puteți face. Da, da, da. Stați puțin că sunt multe de încasat. În primul rând, Nic, poți să fii drăguț să mă aștepți afară, te rog? Acum, doamnelor, haideți să ne liniștim puțin și să găsim o rezolvare. Spuneți că ați primit mesaj de la fratele dumneavoastră? Da. Vorbeam cu domnișoara, nu cu dumneavoastră. Ce, ați primit și dumneavoastră un mesaj? Nu, eu nu. Păi, ar putea fi o farsă, v-ați gândit? Trebuie să luăm toate variantele în calcul. Nu, sunt sigură că e de la fratele meu. Numai el îmi spune Sis. Oricine altcineva mi-ar fi spus pe nume. În regulă. Doamnelor, cred că cel mai bine ar fi să luați un loc aici. Dați-mi, vă rog, telefonul pentru a-l duce la departamentul IT să vedem dacă se poate localiza de pe ce număr, de pe ce telefon a fost trimis mesajul. Dumneavoastră, doamnelor, aveți telefoanele la voi? Eu nu am telefon mobil. Nu sunt cu tehnologia asta. Sunt mai de modă veche. Da, se vede. Vai, cred că mi-am uitat telefonul în mașină. Merg după el. Nu, nu acum. Cred că cel mai discusit ar fi să rămâneți aici. Nici eu nu am telefonul la mine. În regulă. Rămâneți aici, merg la departamentul. Uite cum se treabă, dacă vrei să ajuți, acum e momentul. Găsești banda adezivă sub birou. După ce termini, încui biroul și vii acasă la Adolf. Să-ți dau adresa. Nu-mi da adresa. O știu exact. Ok. Ok, doamne. Haideți să jucăm un mic joc. Cine țipă prima, pierde. Știam că n-ai să mă dezamăgești. Iar eu știam că tu da. Treaba e simplă, Tudor. Dăm sticul și toată lumea o să fie fericită. Adolf, deja ești în pierdere. Nero a dispărut și te-am și scurtat de un om. Sky, da. Bănuiam că o să scap repede de el. Dar ce să-i faci? Fără suferință nu există victorie. Dar tot eu sunt încă în avantaj. Nu ești într-o poziție să negociezi. Nu cu mine! Vezi că ți-am trimis o filmare. Tată, te rog, salvează-mă! Mi-e frică! Te iubesc! Nenorocitule! După cum vezi, Tudor, tot eu sunt încă în avantaj. Nu-i așa că ți-ai dorit să fie Nero aici? El e mai blând. Eu sunt cel mai negru coșmar al tău. Cine ar fi zis? Așadar, Tudor, sticul. Dacă îți dau eu ție sticul, de unde am eu garanția că nu pățesc nimic copiii? Așa e. N-ai garanția asta. Dar eu pot să-ți garantez ce se va întâmpla dacă nu mi-l dai. Tic, tac, tic, tac. Timpul costă viața, Tudor. Așadar, ce alegi? Din episodul următor. Pistolul jos, mâine de sfata capului. Vă rog, nu ne închideți aici!
Tu ai făcut lupte ilegale? Nu mai întreba. Tata, ai venit! Nu mai întâmpinat așa de când era în școala primară. Am și gătit! Se pare că e mare petrecere aici. Ne-am ajuns ultimii. Dacă mă scăpați de astea, vă ajut eu. Tinere, ai făcut destul, tata, rămâi așa. Șase prieteni, șase inimi bat la fel. Șase prieteni, șase inimi de oțel. Șase prieteni legați într-un carusel. Pe gătii să reușească în orice fel. Sunt momente grele, noi trecem prin ele ușor. Fără probleme, dacă suntem uniți. Viața ne dă teme, de ce să ne temem? N-avem bariere, dacă suntem uniți. Șase prieteni, șase inimi bat la fel. Șase prieteni, șase inimi de oțel. Șase prieteni legați într-un carusel. Pregătiți să reușească în orice fel. Șase prieteni, șase inimi bat la fel. Șase prieteni, șase inimi de